Iată numărul 2, Șoapta Sergiu și Alexandra din Ialoveni. Bună ziua! Dragoste este cel sentiment care te aprinde, te arde și tu nu poți face nimic. Așa s-a întâmplat și cu mine. Tu ai apărut în viața mea pe neașteptate, ca o rază de lumină ce îți luminează calea spre un nou început. Aflându-ne într-un club disco, eram o mulțime de oameni, care și mai de care, ciudați în felul său. Și eu parcă eram altul. Dar văzând echipul senin acoperit, cu un surâs frumos, m-am îndrăgostit. Văzându-o, deja nu mă mai gândeam la nimic, doar numai cum să mă fac observa de ea. Și iată că, invitându-o la un dans, am simțit că am prins un curaj neprevăzut. Dar acel dans nu mi-a fost îndeajuns pentru a-ți reda cât de profunde sunt sentimentele mele față de tine. Eu nu știam ce simți pentru mine, pentru că tu pentru mine erai o persoană străină. Nu știam să prețuiesc micile tale eforturi care le făceai, doar pentru că eu să te pot deosebi de toți ceilalți. Dar ai avut curajul de a mă invita la dans și atunci când te-ai apropiat de mine, am simțit un fior plăcut. Și uite că acel fior a dat niște rădăcinițe mici, care a transformat un vis în realitate. Acel fior a dat naștere unei frumoase povești de dragoste, care ne-a unit pentru întreaga viață. Și din această poveste de dragoste a ieșit un micuț îngeraș. Iubesc ce ne aparține. A fost familia Șalda, Ialoveni și în continuare familia Sferdnic.